Decizia Artego a fost transmisă oficialilor de la Pandurii abia ieri. Doar Artego mai cotizase clubul în acest an. Marin Gole, administratorul special al Pandurilor, a explicat la Radio Târgu Jiu că firma a virat 10.000 de lei în conturile clubului în 2017, în timp ce restul asociațiilor niciun leu. Este o lovitură, pentru că tot timpul Artego a sprijinit clubul. Prin împrumuturi, prin achitarea, chiar dacă nu în totalitate a obligațiilor pe care le-a avut, dar a fost un membru de bază. Fostul primar al municipiului Târgu Jiu, Florin Cărciumaru, în prezent senator, a explicat că va avea o întâlnire cu Viorel David, directorul Artego, pentru a-l face să se răzgândească. Am o întâlnire cu domnul director general David. Voi aborda printre multe alte probleme și această problemă. Nu este bine pentru sportul din județul Gorj că un mare susținător cum este Artego nu se mai implică, dar probabil că nu are o situație financiară bună în momentul actual și se rezumă practic numai la menținerea, că asta e cea mai importantă problemă la ora actuală, să mențină locurile de muncă pe care le are. Între timp, ceilalți asociați s-au împăcat cu ideea. Noi, cei care suntem în continuare asociați, trebuie să mergem mai departe până când vom avea cu siguranță și garanția că acest club își va continua activitatea. E vorba de procesul pe care îl așteptăm cu nerăbdare cu toții, să vedem care este decizia finală a judecătorilor. În luna ianuarie a anului viitor, instanța de judecată va stabili dacă gruparea de fotbal va lua sau nu calea falimentului. Faptul că Pandurii este cu un picior în groapă îi face pe asociații să se răzgândească, poate să se implice la noul CSM? Este posibil și acest lucru. Din punctul meu de vedere, clubul înființat de Primăria Târgu Jiu trebuie organizat foarte bine, plecând de la exemplul celorlalte primării din țară, unde s-a demonstrat că prin cluburile organizate de UAT-uri, activitatea funcționează destul de bine și chiar cu rezultate bune la nivel național. Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Complexul Energetic Oltenia au mai rămas asociați la clubul de fotbal aflat în prăpastie. Marin Golea susține că asociații sunt doar cu numele pentru că nu au mai cotizat de multă vreme la club. Angajamentul de la ultima întâlnire, AGA, din 1 august, la pe 31 a fost, au zis că sprijină în continuare. Acum, așa cum o pune în fața faptului întâlnit, nu pot, doar dacă am solicitări în partea 4, 5, da, și 3 persoane fizice care vor să vină, dar condiționează să nu mai fie stat acționat prin cele pe care le are, respectiv CEO, Consiliul Județean și Consiliul Local. Care sunt asociați doar cu numele? Da, doar cu numele. Asociați pentru că n-am mai dat niciun bani. Clubul Pandurii este în insolvență din octombrie anul trecut. Aproximativ 200 de persoane fizice și firme au de recuperat bani de la Pandurii și unii dintre ei au solicitat falimentul.